singură remarcă. Vreau să spun că instituția suspendării din funcție de deputat are deja vreo 20 de ani și este o garanție și astfel orice dubiu trebuie să fie tratat în favoarea, evident, a deci persoanei. Eu personal în carnetul de muncă am o înscriere. Sunt suspendat din funcție de jurist al Partidului Comuniștilor și conform legii, la încheiere dezbaterilor juridic, ar trebui să fiu iarăși reîncadrat în această funcție. Așa este o instituție a legii. De ce? Până când nu modificăm legislația, asta e situația, stimați colegi. Propun încheierea dezbaterilor. Mersi. Domn președinte Voronin, după cum ați înțeles, domnul Sergiu Sârbu se pare că revine ca jurist. Respectiva funcție. Înainte de a pune subiectul la vot la nivel de încheierea dezbaterilor, dați-mi voie din partea plenului să ne cerem scuze față de cetățenii Republicii Moldova că de o oră și jumătate discutăm subiecte care nu sunt deloc de nicio relevanță și nu face deloc mai bine viața cetățenilor. Cine este pentru... Dați-mi voie, deoarece este vizată fracțiunea Partidului Comuniștilor, în mod special, să înainte de a pune la vot aplicarea articolului 108, domnul președinte Voronin, vă rog frumos, votiți. Încă o dată regretul meu că avem așa juriști, inclusiv cei care au fost, au inscripții în cărțica de muncă, că au fost juriști la partidul nostru. Ne-am grăbit, clar lucru, și ne-am greșit.